Ne place mult să dăm telefoane încoace încolo, vorbim cu prietenii, cu prietenele și discutăm și ne scărcăm oful nostru, nu mă ascultă el, soțul se poartă așa, vai de noi în casa noastră, uite că n-avem bani de soi, uite că n-am fost în vacanță și ne plângem de toate acestea. Nădăjduiți în Dumnezeu care știe să dea biruința, măriți să fie numele Domnului! Dragii mei, suntem la o nuntă și vorbim despre căsătorie. În dorința de a avea căsnicii fericite și momente binecuvântate în contextul marital, oamenii au recurs la fel de fel de mecanisme, luându-se în special după ceea ce psihologia modernă prescrie ca să ai o căsnicie fericită. Ba mai mult pe deasupra, oamenii au recurs la ceea ce cultura prezintă că este necesar ca să ai o căsnicie fericită. S-au schimbat mult dinamicile din casele și din căsătoriile oamenilor și de-a lungul anilor unii au spus că asta a însemnat progres și am ajuns la o stare mult mai bună comparat cu ce era mulți ani în urmă. E adevărat că în anumite lucruri poate s-au corectat anumite greșeli care în timp s-au făcut, dar aceste schimbări deseori nu au dus la o îmbunătățire, ci aș spune eu mai degrabă la o degradare. Dacă o dinioară vreme vorbeam despre doi oameni care se căsătoriau, făceau o casă de copii, aveau și pământ de îngrijit și animale și cu toate greutățile și boli și nevoi și lipsă de multă tehnologie care avem noi astăzi și confort, duceau căsnicia până la capăt, în ziua de astăzi, cu tot confortul, cu toată psihologia, cu toată înțelepciunea, cu tot ceea ce vrem la îndemână și cu toate pregătirile premaritale și postmaritale, deseori privește la oameni care la scurt timp după căsătorie spun nu mai vrem să stăm împreună. Mă întreb cât de mult progres s-a făcut în ultimii ani și cât de mult ne-au ajutat aceste schimbări care noi le-am numit că sunt o avansare a vieții noastre. Desigur, oamenii în schimb ar vrea să aibă o căsătorie. Ca în rai. Ar vrea o căsnicie ca în cer și ce frumos ar fi să avem astfel de căsătorii. În schimb, dragii mei, Sfânta Scriptură ne dă învățături practice și concrete ca să ajungem la acea stare în care să avem o căsnicie ca în rai. De altfel, dorința lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de căsătoriile celor care sunt în special copiii ai săi, este să arate ceea ce înseamnă dinamica, relația între Hristos și Biserică printr-un exemplu practic vizibil pentru noi. Suntem oameni limitați, nu putem înțelege complexitatea lui Dumnezeu. Și -a de aceea Dumnezeu, precum și noi unii ori copilor noștri le dăm un exemplu prin elemente foarte accesibile lor, ne dă exemplele acestea ca să înțelegem dinamica prin ceea ce înseamnă relația noastră interumană. Ați vrea să știți cum arată relația între Hristos și biserică? Atunci observați, precum un mire se îndrăgostește de mireasa lui, așteaptă ziua când să fie împreună, să facă nuntă și să facă o casă pentru totdeauna, zicem noi, așa este și relația între Hristos și biserică. Și de altfel, va trebui să învățăm noi cum în familie să ne comportăm după dinamica Hristos și biserica. Aș vrea în această zi, în timpul care le avem înainte, să vorbim despre o căsnicie ca în rai. Frate Emanuel, sora dorința noastră sinceră pentru voi, precum ne-am dorit și nouă când am început căsnicia și cum ne-am urat fiecare unii altora, este să vă dea Dumnezeu o căsnicie binecuvântată. Am putea să cuantificăm o căsnicie ca în rai, să aveți cu adevărat o viață de vis, dar ca să ajungeți acolo, va trebui să vă uitați după Cuvântul lui Dumnezeu ce vă cere Domnul să faceți. Și încăduiți-mi în această zi câteva învățături pentru căsătorie, ca să avem o căsnicie ca în Rai. Desigur, nu sunt exhaustive, sunt multe de vorbit pe linia aceasta, dar mă rezum la patru lucruri care aș vrea să luăm aminte la ele, pentru că observăm tot mai mult degradarea și distrugerea fabricului familial și ducerea societății la o distrugere și un colaps. Dragii mei, în primul rând, dacă vreți o căsnicie ca în rai, va trebui să fie ordine în familie. Este nevoie de ordine în familie. Sunt surprins să văd cât de tare mișcarea feministă a infectat biserica și familia. Cât de tare s-au schimbat dinamicile dintre noi prin mișcarea feministă. Mulți vor spune, dar asta e progres, am ridicat femeia la rang de cinste, că de altfel, tradiționalismul ăsta, care totdeauna o zugrumat și o subjugat femeia, trebuia să piară odată. Dar, dragii mei, vreți o căsnicie ca în rai? Îi nevoie de ordine în familie. De multe ori am auzit interpretat greșit acest verset și mă supără aceasta. Îngăduiți-mă încă o dată să le explic în această zi. Ne spune Efesen 5 cu 21. Supuneți-vă unii altor în frica lui Hristos. Și s-a spus astfel: privezi, femeia să fie supusă bărbatului, dacă scrie în Biblie, dar și bărbatul să fie supus femeii. Doar când ambii se supun unii altora, atunci avem cu adevărat o dinamică frumoasă în familie. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că niciunde în Scriptură nu găsiți această învățătură. Este o, o învățătură eronată și de-a dreptul greșită. Când Biblia spune, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, Apostolul Pavel deschide o nouă rază de discuție, precând mai devreme de câteva principii de viață, exemplificându-le prin maniere care noi trebuie să le avem în ceea ce înseamnă o viață plină de Duhul Sfânt, din versetul 18, mai apoi ne spune 19, că o viață plină de Duhul Sfânt denotă un om care are o vorbire aleasă, vorbiți între voi cu psalmi, în al doilea rând, o viață plină de mulțumire, versetul 20, și apoi o viață de ordine în dinamica dintre noi, supuneți-vă unii altora. Ca mai apoi Apostolul Pavel să dea trei exemple de supunere precum vrea Dumnezeu să fie în viața noastră. În primul rând, supunere la nivel familial. Va trebui soția să se supună bărbatului. Mai apoi, în ordinul de familie, va trebui din nou supunere copiii să fie supuși părinților. Capitolul 6 cu versetul 1. Ca mai apoi să spună că și în societate va trebui supunere. Cei care sunteți robi, ascultați de stăpânii voștri. Am traduce noi mai modern, angajaților respectați-vă angajatorii. Asta ne cheamă Biblia vis-a-vis -vis de ordine în societate, în familie, în contextul marital. Noi de multe ori scoatem aceste versete, le rupem în bucăți ca să facem o teologie cum ne place nouă mai bine. Dacă vreți să aveți o căsnicie ca în rai, dragi frați și surori, haideți să ascultăm de ordinea impusă de Dumnezeu. Spune Biblia: Nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Scrie în Biblia aceasta n-au inventat-o nici frații români penticostali, nici tradiționalismul de dreapta, ci este ordinea care Dumnezeu o impune. Cuvântul de supunere, după original, înseamnă a te pune sub rang, a te pune sub ordinea care este impusă. De altfel, asta înseamnă supunere, precum într-o armată sunt diferite nivele de autoritate și fiecare sub nivel stă sub rang, stă sub ordinea care este impusă, similar în căsătorie, soția trebuie să-și asume rolul și locul de ascultare în ordinea impusă de Dumnezeu. Nicio o entitate nu poate să fie condusă de două, trei, patru, zece capete. Aceasta nu există. De aceea, într-o mașină, întotdeauna sunt doar un singur volan. Avem un singur volan, nu sunt două. La școala de șoferi, s-ar putea să mai fie și o pedală de frână la cel care este instructor. În caz de urgență maximă, să apese pedala. Dar volan este numai unul. Pentru că ar fi o groaznică situație ca doi să tragă de volan în același timp. Să ajungem să lovim un perete că fiecare vrea conducerea. Dragii mei, așa le-a rânduit Dumnezeu și așa vrea Dumnezeu să fie în familie. Desigur, noi traducem aceasta întotdeauna în contextul nostru căzut în păcat. Asta e subjugare, asta este agresivitate, violență, bărbatul dă cu pumnul masă. Niciunde nu scrie în Biblia așa ceva și vom merge mai departe să observăm ce zice Biblia aici că este nevoie de ordine în familie și Dumnezeu vrea ordinea aceasta. Dragii mei, când o femeie nu se poate supune bărbatului ei, să-l asculte, să-l respecte, denotă faptul că femeia aceasta nu-l ascultă pe Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și relația de supunere față de Dumnezeu va fi exemplificată în modalitatea în care ea se poate supune soțului ei. Îl poate respecta și poate asculta, dacă vreți, dorințele lui. De aceea ne întoarcem înapoi la cel mai de bază lucru în creșterea noastră. Ca și părinți, suntem chemați să creștem copiii noștri în frica și în supunerea Domnului. Să-i creștem într-o relație în care înțeleg că noi trebuie să-L respectăm pe Dumnezeu toată situația asta cu supunerea are de-a face cu dinamica noastră în a ne supune lui Dumnezeu. Orice nivel de autoritate, dragii mei, derivă de la Dumnezeu. De aceea noi respectăm pe cei care sunt suspuși, de aceea respectăm priminiștii, parlamentarii, cu toate că nu suntem de acord cu tot ceea ce fac ei. Oficiul de conducere va trebui să fie respectat, pentru că el vine de la Dumnezeu. Toată autoritatea derivă din Dumnezeu. Și de aceea suntem chemați să fim atenți în această relație și dinamică unii cu ceilalți. Ca Domnului să fie supuse soțiile și bărbaților lor. De aceea, dragi tineri, când vreți să vă căsătoriți, dragi băieți, dacă vreți să vă luați... O soție bună. Va trebui să priviți la această fată dacă este în stare să asculte de tatăl ei. Dacă fata aceasta nu ascultă pe tatăl ei, dacă îl sfidează în față, eu fac ce vreau, eu vin când vreau, eu mă duc unde vreau, acea fată nu va fi o soție supusă. Dacă pe tatăl ei, pe mama ei, care au hrănit-o, au îmbrăcat-o, i-au dat tot ce are timp de 20 și ceva de ani, dacă pe oamenii aceștia nu-i poate respecta, cum te va respecta pe tine? Ce să faci cu ea? Întrecere, în vorbă? O vei lua în brațe? vezi care e mai tare? Ce o să faci ca să o faci să supună? Dacă ea nu știe să supună părinților ei, nici ție nu se va supune ca și soț. Suntem chemați ca și părinți, dragii mei, să învățăm de mici copiii noștri dinamica aceasta. De aceea cineva spunea foarte bine, întotdeauna dorința copilului este să creadă că el este în centrul universului, toate lucrurile se învârt în jurul lui. De aceea când un copil nu primește ce vrea, în special în faza primă din viață, va începe să plângă, mai apoi să zbiere, să țipe, să facă scandal, să aruncă pe jos, dorind să se observe că el este în centrul universului. Și dacă părintele vrea să fie bine, va face tot ceea ce vrea micuțul nostru, ca nu cumva să fie el supărat. De mic trebuie învățat copilul că nu este el în centrul universului. În centrul universului pentru copil, este părintele. Voința părintelui întotdeauna este mult mai mare ca și voința părintelui. Și această dinamică impregnează în mintea acestui copil că întotdeauna există un nivel de autoritate mai mare. Crescând mare, acest copil va înțelege că mai presus de toți există Dumnezeu care stă stăpân, mărit să fie în numele Domnului. Ca și părinți, ne învățați să punem aceste învățături în inima copilor noștri ca nu mai târziu, când vor ajunge mari, acești copii să devină niște rebeli care să facă ce vor vrea ei atât în familie cât și în societate. Oamenii care vezeți pe stradă, făcând fel de fel de acte de agresiune și care n-au niciun pic de respect, sunt oamenii care în creșterea lor n-au învățat de acasă, că întotdeauna există un nivel de autoritate. Nici bărbatul nu este fără autoritate, căci Hristos este capul bărbatului. Și un băiat care nu-i învățat de mic, că întotdeauna va asculta de mama și de tată, nu va putea când va fi mare să asculte de Hristos. Problemele maritale ajung din problema acestei ordini, că nu există. Bărbatul să asculte de Hristos, femeia să asculte de bărbatul ei și în relația aceasta să fie ordine în familie. Știți că lui Dumnezeu îi pasă de ordine aceasta? Știți că Dumnezeu ia aminte de ordine aceasta din familie? După modelul nostru, modelul spune, da, de unde? Noi acum am avansat, Dumnezeu ne acceptă cu schimbările noastre, dar vreau să vă spun, schimbă oamenii ce -ar vrea, Dumnezeu rămâne același în veci de veci și sta standardul lui Dumnezeu nu se schimbă. Vă dau un exemplu, l-am mai spus aici în adunare. An mulți în urmă, niște frați mergeau într-o călătorie împreună cu ei, era un frate care este împreună cu noi în această zi. Merg la un proroc și se roagă împreună și este un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru unul dintre ei. Nu știa pe fratele acesta și nevoile sale. Bărbatule, pentru că nu ai casa în ordine și pentru că în casa ta ai lăsat ca soția să conducă familia, când te vei întoarce înapoi acasă, în poarta casei tale va fi un semn de durere. Amin. Au plecat frații de acolo și ajungând înspre casă, observă mai mulți oameni adunați afară la poarta acestui om. Întreabă unul dintre ei, oare ce să fie la tine acasă? La care celălalt îi spune, dar ce-o zis prorocul atunci când ne-am rugat? Că va fi un semn de durere în poartă. Când se uită mai atent, după cum era atunci stilul în România, era un steag de doliu au ajuns acasă și le-au spus că băiatul lor, Daniel, a plecat la scăldat și s-a necat. Omul acesta s-a îngrozit, a avut o discuție în familie, au stabilit lucrurile așa cum trebuie și a pus ordinea care Dumnezeu a cerut-o. Revin, nimeni să nu înțeleagă această violență și abuz, pentru că asta nu scrie în Biblie, ci ordinea cerută de Dumnezeu. La un timp anume, după aceasta, au fost în altă călătorie același grup de frați și intrând la altcineva la rugăciune, printr-o soră care nu-i cunoștea nici pe ei și nici situația care s-a întâmplat, strigă Duhul Sfânt, Bărbatule, pentru că ți-ai pus casa în ordine, la anul pe vremea aceasta am să-ți dau înapoi un alt Daniel ăsta e Duhul Sfânt care vorbește, dragii mei. Și Dumnezeu așteaptă ca în familie să fie ordine. Vreți o familie ca în rai? Ascultați de sfaturile Sfintelor Scripturii. Doamne ajută la aceasta. Frate Emanuel, soră Mona, vă sfătuiesc împreună cu noi toți să ascultați de acest îndemn. Frate Emanuel, fi supus în totul totului totului Dumnezeu și ascultă de Hristos în tot ceea ce faci. Soramona, respectă pe soțul tău ca și autoritatea asupra vieții tale în casă, respectă-l în tot ceea ce spune și fii pentru el întotdeauna același ajutor potrivit. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. În al doilea rând, dragii mei, dacă vrem să avem o căsătorie ca în rai, este nevoie de responsabilitate în familie. Problema noastră este că am demontat ideea de responsabilitate, dar există responsabilitate. Observați ce ne spune în versetul 25-26. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul. Cu apă prin cuvânt. Dragii mei, familiile noastre vor trebui să fie conduse după cuvântul lui Dumnezeu. Și aici această responsabilitate se împarte în mai multe categorii. Mă opresc doar la o latură sau două în această dimineață. În primul rând, responsabilitate spirituală. Femeia se va supune bărbatului ei după cum ea se supune lui Dumnezeu. Relația ei cu Dumnezeu va trebui întotdeauna să primeze. M-aș întoarce împreună cu dumneavoastră în 1 Petru, în capitolul 3, alte învățături tot despre familia care s-a făcut referință mai devreme în ziua de azi. Ascultați versetul 5. Astfel se împodobeau o sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Am ajuns și noi ca și lumea să ne împodobim, să ne îmbrăcăm să facem ce spune lumea în nădejdea că vom avea mai multă valoare, că vom fi mai prețuiți. Am uitat că standardul care îl vrea Dumnezeu de la noi este aceea inimă curată și sfântă a unor persoane, ascultați, care nădăjduiau în Dumnezeu Dragă soră, ai nevoi în familie, sunt situații în casă ta care nu le înțelegi, poate sunt nevoi maritale, probleme cu copiii, nădăjduiește în Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Ne place mult să dăm telefoane încoace încolo, vorbim cu prietenii, cu prietenele și discutăm și ne scărcăm oful nostru, nu mă ascultă el, soțul se poartă așa, vai de noi în casa noastră, uite că nu avem bani de soi, uite că n-am fost în vacanță și ne plângem de toate acestea. Nădăjduiți în Dumnezeu care știe să dea biruința, mărit să fie numele Domnului. Soră Mona, nu-ți vorbi nevoile familiale în afara casei tale. Nu te plânge familiei, prietenilor, nu te plânge în jur, vin în fața lui Dumnezeu și cere Domnului să-ți dea biruința care numai Dumnezeu poate da. Nădăjduiește Dumnezeu. Similar, bărbatul este chemat să-și sfințească nevasta prin cuvânt, pe cum Hristos și-a sfințit biserica prin cuvântul lui Dumnezeu. Frate Emanuel, ca să ai o căsnicie ca în rai, ești chemat să fii atent la lucrurile care sunt permise în familia ta. Va trebui să fii foarte atent vis-a-vis -vis de cuvântul lui Dumnezeu, ce este permis și ce este nepermis. De multe ori s-a dus la distrugerea fabricului familial pentru că nu s-a înțeles ce vrea Dumnezeu despre dinamica bisericii și a familiei, ne spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 14, că în biserică femeii nu-i dau voie să vorbească. Dacă are întrebări, să întrebe acasă pe bărbatul ei. Și acum eu mă întreb, Câți bărbați sunt pregătiți? Cugete asupra ei zi și noapte și Dumnezeu să te ajute la aceasta. Vrem să avem o familie binecuvântată, luați modelul Sfintelor Scripturii și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Bărbaților, sfințiți-vă familiile prin Cuvântul lui Dumnezeu, nu prin modernism nu după psihologie, nu după gândul oamenilor, măcar că e important să citim, să ne educăm, dacă vreți, standardul care ne conduce pe noi este cuvântul lui Dumnezeu. Când în familia ta vor cere copiii sau soția, hai să facem cu tare lucru și simți în duhul tău lucrul acesta nu este potrivit. N-ar fi bine să mergem în locul acela. În cuvântul lui Dumnezeu nu ni se dă voie fii bărbatul acela în stare să spui, după cuvântul Domnului, noi așa ceva nu facem. Ne spune în Ieremia, capitolul 16, dacă nu greșesc, nu intra într-o casă de petrecere ca să mănânci cu ei, să bei cu ei, să șezi cu ei. Și apar copiii și spun, hai să mergem și noi la acea întâlnire, e o petrecere mare, e frumos. Fii bărbatul acela în stare să-ți conduci casa după cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta, dragii mei. În al treilea rând, dacă vrem o căsătorie, o familie, ca în rai, este nevoie de alipire. Și vreau să fac și această mențiune că este importantă. Versetul 31. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi se vor face un singur trup. Subiectul despre care aș vrea doar să menționez pe scurt, desigur, nu este un subiect care îl discutăm public de la învon, a rare ori discutăm, probabil mai mult într-un context de uh, întâlnire maritală, consiliere maritală sau un fel de conferință de familii. Dar vreau să fac o remarcă în această zi. Dragii mei, nu neglijați acest aspect al vieții trăite și în aspectul vieții intime. Este necesar să fie păstrat în ordine în familie. Și aș vrea să vă dau doar un cuvânt care să fie un ghid pentru dumneavoastră. La capitolul acesta, în lumea în care noi trăim, se fac mari greșeli. Lumea aceasta a fost educată vis-a-vis -vis de dinamica relațională și despre dinamica conjugală din lumea pornografică. S-au împrumutat foarte multe lucruri și oamenii au spus asta înseamnă să ai o căsnicie și o viață conjugală împlinită. Dacă vreți să aveți o viață curată, sfințită de Dumnezeu și în care să fie bucurie și împlinire, ascultați sfatul cuvântului Dumnezeu. Evrei 13 cu versetul 4. Căsătoria să fie ținută în toată cinstia și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea preacurvari. Dragii mei, am auzit expresia aceasta cu o brăznicie a unui om care pretindea că este om al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se uită pe găurica de la cheie din camera și din dormitorul tău. Când ai intrat în dormitor, acolo faci ce vrei, nu intră Dumnezeu acolo. Măcar că eu am găsit în Sfântul Cuvânt că până și în noaptea în pat ne dă Dumnezeu în demnuri inimii. Dragii mei, spunea omului Dumnezeu David, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde pot să mă ascund departe de Duhul tău cel Sfânt? Dacă mă voi duce în cele mai de jos locuri ale pământului, iată-te și acolo! Credeți că Dumnezeu chiar nu are acces în camera noastră? Credeți că Dumnezeu chiar nu poate vedea ce se întâmplă în viața noastră privată? Dumnezeu vede ce se întâmplă în mintea ta, gândurile care steag da mai, în camera în care trăiești. Ne cheamă Dumnezeu la curăție și la sfințire, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Oameni dragi care sunteți căsătoriți, este o responsabilitate viața conjugală. Este o împlinire deosebită, îngăduită și sfințită de Dumnezeu. Nimeni să nu trateze ca ceva necurat și spurcat. Este dat de Dumnezeu. Dar în același timp va trebui ținut patul cu curăție și cu toată cinstia Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în ultimul rând, dragii mei, dacă vrem o căsnicie ca în rai, este nevoie de jertfire. Acest aspect aproape a dispărut într-un totul, în special în cultura modernă a unor căsnicii a tinerilor care astăzi vor să le încheie. În contextul mai vechi exista ideea de șerfire, pentru că eram responsabil să muncim din greu pentru familie. De aceea, în sistemul agririan, când oamenii mergeau la câmp și lucrau și de zi lumină aveau grijă de animale și de câmp, era nevoie să muncești din greu, să te șerfești. Dar în ziua de astăzi, Nimeni nu mai vrea jerfire. Dorința fundamentală în căsătorie este împlinirea mea. De aceea am inventat expresii precum și completes mi Ea mă, comp mă împlinește pe mine. Totul are de-a face cu mine și cu dorințele mele. Și acest egocentrism și egoism în familie a dus încetul cu încetul la o distrugere a familiei. Nu ne mai înțelegem între noi. De ce? Nu mă simt împlinit de ea. Nu mă simt că el mă iubește în deajuns. Nu mă simt că el face în deajuns pentru mine. Acest egoism, dragii mei, a dus la distrugerea familiei. Ce vrea Dumnezeu în contextul marital este jertfire, dragii mei. Modelul după care noi ne luăm este Hristos și biserica. Și ascultați ce a făcut Isus Hristos. El s-a dat pe sine pentru ea. S-a jertfit pe sine pentru biserică. Dacă vreți să vedeți cum arăta viața Domnului Hristos, Filipeni capitolul 2 cu versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Expresia și în limba greacă nu există. De fapt, spune originalul: Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Adică, dragii mei, ce vrea să spună Sfânta Scriptură și modelul care urmează este să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos. Cât Hristos a trăit pe acest pământ, vă întreb, pentru foloasele cui? Adorei Dom Nosso Jesus Cristo. Atât de mult s-a jerfit pe sine și s-a dedicat celor care le slujea, încât la un moment dat, frânt de oboseală, a adormit în mijlocul unei furtuni. Așa de mult se jerfise pe sine, flămând fiind duci-nici îl nau să mănânce și el spunea, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Jerfire absolută. Desigur, nimeni nu poate atinge cota jerfirii lui Hristos, dar haideți măcar să începem să ne jerfim unii pentru ceilalți. În context marital, dacă vreți împlinire, dacă vreți supremă în ceea ce înseamnă căsătoria, învățați-vă să vă jerfiți unii pentru ceilalți. Dați-mi voie să vă arăt cum lucrează dinamica aceasta. Noi avem percepția că în căsătorie noi intrăm 50-50, jumate-jumate. Eu îmi fac partea mea și ea trebuie să-și facă partea ei. Dacă eu îmi fac partea mea și ea își face partea ei, vom fi amândoi împliniți și foarte bucuroși. Problema cu această dilemă capitalistă este că în momentul când unul nu-și face partea, celălalt este nemotivat să-și mai facă partea. De bună oară, ea se uită la el într-o dimineață că stă pe pat și el spune, nu mă simt bine, nu, nu mă simt bine, nu pot să merg la lucru. Și se culcă înapoi că nu se simte bine, omul evident. Când se scoală un pic mai târziu încercând să-și revine, ea spune, eu azi nu-ți dau mâncare, partea mea mi-am făcut-o, eu am lucrat, am făcut mâncare, tu ai stat în pat, n-ai muncit, așa că nu primești nimic. Dragii mei, e reală treaba. Ea se îmbolnăvește, apare o problemă și nu poate să îngrijească de casă. Și el vine acasă și spune, auzi, eu am fost la lucru, am lucrat, acum ce ține de familie e treaba ta, eu mi-am făcut partea, partea asta să o faci tu. Dragii mei, nu intrăm în căsătorie 50-50. Intrăm în căsătorie cu percepția 100%, 100%. Adică e dorința mea fundamentală îi să mi împlinesc soția făcând o cea mai fericită femeie din lumea aceasta. Dorința ei fundamentală este să mă facă pe mine cel cel mai fericit om din lumea aceasta. Și când amândoi, în egală măsură, ne jerfim, ne dedicăm, ne investim în viața celuilalt, vom atinge cota maximă de împlinire în contextul marital. Asta înseamnă jerfire pentru căsătorie. Să te întreci cu celălalt care poate să facă mai mult, mai frumos, mai bine, mai minunat pentru contextul vieții voastre familiale. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Într-o vreme a egoismului, când luptăm numai pentru me, myself, and I, pentru mine și eu însumi, să ne dea Dumnezeu capacitatea să ne șerfim unii pentru ceilalți. Și aceasta ne va face cu adevărat oameni mai echilibrați, mai buni, mai pregătiți pentru a trăi comunitar unii împreună cu ceilalți. Frate Emanuel, Soră Monica, vă îndemn să luați acest cuvânt al lui Dumnezeu și să-l ascultați punându-l la inimă. Dacă vreți să aveți o căsnicie ca în rai, căutați să păstrați ordinea în familie așa cum Dumnezeu a dat-o pentru voi. Căutați să vă împliniți responsabilitățile familiale unii față de ceilalți mă miră că înainte de nu-i poți dezlipi pe ăștia doi, nu vor zii doi, de cei doi general vorbind. Îi vezi că sunt împreună peste tot, vin la biserică împreună, pleacă de la biserică împreună, sunt așa de îndrăgostiți, după căsătorie, el pleacă cu băieții lui la pescuit, ea pleacă cu fetele la mol și vezi că totdeauna suntem foarte fericiți și împliniți de sine stătători. Este o responsabilitate a trăi unul cu celălalt, a fi în contextul marital. De alminte, de aceea ne-am căsătorit. Dumnezeu se va ajuta la aceasta. Căutați o alipire corectă după modelul care Dumnezeu îl cere în sfințire și în curăție ca să aveți o împlinire a, cu adevărat absolută cum Dumnezeu poate El să o da. Și căutați în viața voastră să-L cinstiți pe Dumnezeu prin a vă jerfi după cum Hristos s-a jerfit pentru noi. Și atunci veți ajunge să aveți o căsnicie ca în Rai. Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Amin.